Elefantul este un mamifer mare din familia elefantite, ordinul Proboscide și sunt recunoscute trei specii: elefantul african, Loxodonta africana, 6000 de kilograme, elefantul african de pădure, Loxodonta chilotis, 2700 de kilograme și elefantul asiatic, Elephas maximus, 4000 de kilograme. Din ordinul Proboscide, acum dispărute, sunt Deinotheres, Gomphotheres, mamuții și mastodonții. Elefanții trăiesc în Africa subsahariană, Asia de Sud și Asia de Sud-Est. Caracteristici generale: dimensiuni uriașe, până la 4 metri înălțime și masa de 7 tone. O trompă lungă, ca extensia nasului și a buzei superioare, cu o lungime de 1 la 2 metri, cu care ridică până la 350 de kilograme, utilizată în multe scopuri, în special pentru respirație, ridicarea apei și apucarea obiectelor. Conține până la 150.000 de fascicule musculare separate. Doi colți de 2,5 metri care pot servi ca arme și ca unelte, pentru mutarea obiectelor și săpare. Pavilioane ale urechilor mari și subțiri care ajută la controlul temperaturii corpului. Pielea unui elefant este foarte tare, de 2,5 cm grosime. Curiozități despre elefanți cu trompa sa: un elefant poate ajunge la obiecte aflate la înălțimi de până la 7 metri și poate săpa după apă sub noroi sau nisip. Un elefant asiatic adult este capabil să rețină 8,5 litri de apă în trompă. Gâtul unui elefant pare să conțină o pungă în care poate stoca apă pentru o utilizare ulterioară. Elefantul african are două extensii asemănătoare cu degetele la vârful trompei, care îi permit să prindă și să aducă alimente în gură și poate sparge coaja arahidelor fără a sparge sămânța. Elefantul folosește noroiul ca protecție solară, protejându-și pielea de lumină puternică. Au mersul normal și un mers mai rapid, similar alergatului. Nu pot alerga la trap, săr sau galopa. Pot atinge o viteză maximă de 25 de km pe oră. Sunt buni înotători. Elefanții nu își pot apleca capul din cauza gâtului gros și scurt. Creierul unui elefant cântărește 4,5-5,5 kg, față de 1,6 kg cât are un creier uman. Inima unui elefant cântărește 12-21 de kg. Gestația la elefanți durează, în mod obișnuit, în jur de 2 ani. La naștere cântăresc 100 de kg și 85 de cm înălțime. Elefanții sunt erbivori și mănâncă frunze, crengi, fructe, coajă, iarbă și rădăcini. Pot consuma până la 150 de kg de alimente și 40 de litri de apă într-o zi. Deoarece majoritatea hranei înghițite de un elefant rămâne nedigerată, bălegarul lor poate oferi alimente altor animale, cum ar fi gândacii de bălegar și maimuțele. Puii se nasc cu intestine sterile și necesită popularea lor cu bacterii obținute din fecalele mameilor pentru a putea digera vegetația. Elefanții dorm în picioare, fiind foarte rare momentele când se întind de pe pământ, dorm în medie 3-4 ore pe zi. Elefanții se autorecunosc în oglindă și folosesc unelte simple, cum ar fi un băț. Au o memorie foarte bună. Elefanții de război erau echipați cu armuri pentru a li se proteja părțile laterale, iar colților aveau vârfuri ascuțite. Organizarea socială: aceste animale rămân grupate în familii, care se unesc la rândul lor într-o turmă care este condusă de femeia cea mai bătrână. Ea rămâne liderul grupului până la moarte sau până când nu mai are energia pentru a juca acest rol. Masculii sunt de obicei solitari, dar uneori formează grupuri de doi sau mai mulți indivizi. Atingerea este o formă importantă de comunicare între elefanți. Indivizii se salută reciproc prin mângâierea sau înfășurarea trompelor. Elefanții mai în vârstă folosesc lovituri cu trompa sau cu piciorul și îmbrâncel pentru a-i disciplina pe cei mai tineri. Elefanții produc mai multe sunete, unele sunt infrasonice, permițând comunicarea pentru mai mulți kilometri, aproximativ 10 kilometri. Elefanții comunică seismic, prin vibrațiile produse de impactul pe suprafața pământului și prin undele acustice care călătoresc prin el. Pericolul cel mai mare pentru el este omul, care îl vânează pentru valoarea fildeșului din care sunt formați colții săi sau pentru a-i folosi la circ și zoo.